vremea când noi eram mici, aveam activități de tot felul. Acum, într-o altă eră, copiii au alte îndeletniciri. La fel este și cazul eroului din reportajul nostru, Albert, care are pasiuni mai puțin obișnuite pentru un copil de doar 8 ani. Câte cuburi Rubik are în casă, vedem chiar în aceste momente. La nici 10 ani, Albert are o pasiune mai puțin comună printre copii. Dacă majoritatea dintre ei preferă să se joace fotbal sau să stea în telefoane, Albert este cel căruia i-a căzut cu tronc cubul Rubik. Eu am ales cuburile Rubik încă de la 4 ani, dar atunci nu știam să le rezolv pe niciunul. Și era un simplu joc pentru mine. Dar în clasa 1, doamna învățătoare ne-a spus: cine rezolvă un cub, câte fețe are cel cub, vom primi atâtea albinuți. La noi albinuțile se asociază cu nota 10. De atunci a început nebunia, iar de la zi la zi colecția de cuburi a băiatului tot crește și crește. Cel mai greu cub, mi se pare că de la meu, este acesta, un 7x7, 7x7. Cel mai simplu ăsta. Îl rezolv în vreo nici o minută. Dacă pentru noi chiar și cuburile simple par complicate, pentru Albert sunt floare la ureche. Și asta pentru că le știe secretul. Trebuie să înveți mulți algoritmi și pași ca să le rezolvi. În dependență de cub, fiecare cub are algoritmul său. De exemplu, 3x3 are unele algoritme. Cubul Megaminx, acesta, are tot unele algoritme de la acest cub, numai că mai are încă un plus, că este mai complicat. Ca să-l vedem cât de bine se pricepe, l-am provocat pe Albert să rezolve un cub amestecat chiar de noi. Și-a deschis și un canal de YouTube, unde postează zilnic activitățile sale, dar și recomandări legate de rezolvarea cuburilor. Salutare la toți! Despre canalul Albert Sprim și astăzi facem un nou episod. Însă aceste jucării colorate nu sunt singura pasiune a lui Albert. El fiind exemplu perfect care știe să combine utilul cu plăcutul, reușind să scoate maxim rezultate din fiecare. Foarte multe activități, dar printre preferatele mele este robotica, unde facem roboței și programăm. Cu siguranță am rezultatele dacă puteți vedea diplomele mele. Viitorul sună promițător pentru Albert. Acesta vrea să-și mărească colecția de cuburi, să învețe algoritmii noi și să devină cel mai bun maestru din domeniu, atât de la noi din țară, cât și de peste hotarele ei.